Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru decembrie, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. După cum vedeți, mesajele generale au venit. Energia generală este mama și regina de foc. Mama cred că a venit, dacă nu mă înșel, la ce a venit? La leu? La leu, posibil. În fine, mama divină și regina de foc. O energie feminină divină foarte interesant, foarte activă și totuși foarte generoasă. Unii dintre voi aveți o mamă în zodie de foc sau cu marcaj puternic în semnul leului, al berbecului sau al săgetătorului, care vă provoacă într-un fel în această perioadă. Sau, dacă nu e mama voastră, este mama copiilor voștri în semn de foc. Aceasta este energia care guvernează luna decembrie, energia acestui personaj. Pentru unii, poate voi sunteți mame și aveți marcaj în semn de foc, în fine, e o chestiune de genul ăsta. Pentru că e etalare colectivă, sunt mii de oameni care ascultă și nu putem să ne fixăm doar pe o singură variantă. Eu cel puțin nu pot. Mai este o altă variantă, o să încercăm să vedem dacă ce și cum arată și cărțile. Să fiți între, să trebuiască să alegeți între această mamă sau mama copiilor voștri, soția voastră, și regina de foc care poate să fie cealaltă femeie. În tarot, regina de foc are și această simbolistică, cealaltă femeie, femeia care va atrage pentru care un foc, un fel de a fi seducător și pasional. În fine, altfel decât soția voastră sau mama copiilor voștri. La capătul setului de cărți aveți minte și corp. Trebuie să vă echilibrați mintea și corpul, semn de aer, dar nu asta vreau să spun, că e vreun semn de aer, pentru unii să zicem, dar ideea este că această carte simbolizează nevoia de a vă echilibra mintea și corpul. Într-o situație care necesită vindecare, înțelegere, iertare, aceasta e una din cărțile mele preferate în aceste de cărți, Nouă de Pământ. În trecut ați încercat să lăsați în urmă 8 de apă, un ciclu de dureri, 10 de aer, de dureri, de trădări, de suferință, într-o relație karmică, 4 de pământ. Și foarte mulți ați făcut această transformare emoțională, că de fapt asta înseamnă, ai, 7. Interesant, eu am vorbit de transformare posibil pentru unii. Chiar s-a produs sau se produce această transformare emoțională. Acum văd de fapt că era 7. 7 înseamnă iluzii. Iluzii, dar nu neapărat opțiuni. În momentul în care ați început sau ați încheiat unii dintre voi un ciclu karmic, 4 de pământ și 10 de aer, sau o relație karmică care v-a adus multă suferință, ați început să vedeți că aveți multe opțiuni. Și cea mai importantă opțiune este vindecarea voastră, independență, că asta înseamnă nouă de pământ în tarot. Dar în acest set de cărți simt că este vorba de vindecarea voastră, pentru că în momentul în care vă vindecați, reușiți să-i vindecați și pe ceilalți, să manifestați energii sănătoase și relații sănătoase. Și în continuare, acest proces de vindecare sau, eu știu, o cale a sănătății, unii poate chiar practicați niște, interesant, niște tehnici ayurvedice, alternative de vindecare, printre care în aceste tehnici trebuie să faceți și meditații, să vă echilibrați mintea și corpul. Asta pentru că sunteți puși între două energii. Trebuie să alegeți ce manifestați sau cu cine vreți să trăiți. O să vedem ce alte cărți mai vin. Regina de foc, care evident că poate să fie și un bărbat seducător, sau mama, să manifestați voi această energie stabilă, protectoare, dar varianta sa superioară. Vedem ce alte cărți mai vin și cum se leagă de etalarea propriu-zisă. În timp ce am avut, ia uite, 7 de apă, iar revine, 7 de apă, niște iluzii într-o familie.
10 de monede pentru mine reprezintă familia, genealogia voastră, tradițiile din cultura din care vă trageți. Dar este dominat de acest 7 de apă. Niște iluzii. V-ați făcut niște iluzii în această privință. Sau în această familie. În timp ce mai este cat cărțile, a vrut să se arată în primul rând 4 de cupe, care înseamnă o supărare. O supărare. Sunteți decepționați într-o privință, urmată de judecată. Judecata iar nevoia de a gândi corect. Și pentru a gândi corect trebuie să vă vindecați, cum am zis mai devreme, și să vă echilibrați mintea și corpul. Unii dintre voi poate sunteți supărați din cauza unui vărsător, pentru că știu că mulți știu pe cineva, da? Știu pe cineva care a avut o supărare cu un vărsător. Iar apare. Iar apare acest, deși nu-mi place să citesc steaua ca fiind vărsător, steaua este mult mai profundă decât zodia în sine. Nu că zodia are ceva anume, dar este mult mai profundă decât doar o zodie. Eu zic că trebuie să judecați și să renașteți în această supărare care încă vă marchează. Încă vă marchează, nu știu de ce, pentru că am tot văzut în ultimul an, mai mult de un an de zile, supărarea aceasta care stă pe sufletul vostru. O nemulțumire. Poate unii chiar sunteți depresivi. Unii, nu toți. Însă, trebuie să renașteți și să vă găsiți destinul. Steaua înseamnă destinul vostru, înseamnă speranță, să vă regăsiți speranța. Interesant, pentru că în acest moment judecata mi-a atrage atenția crucea roșie de pe judecată, iar o chestiune care ține de sănătate, de capacitatea voastră de vindecare și de a-i vindeca și pe ceilalți, mai ales că suntem într-o criză planetară, da? Trebuie să vindecați. Și cum vindecați? Prin credință, prin echilibru mental și fizic. Aici este tratamentul adevărat, transformarea emoțională care trebuie să aibă loc și la nivel personal și la nivel colectiv. Și dacă voi ați adoptat această transformare, împărtășiți-o cu cei care vin în preajma voastră. Să vă ceară un ajutor sau, în fine, să-și caute echilibru în preajma voastră. Pentru că unele fecioare sunt foarte protectoare. Și foarte, iar e cineva îmbrăcat în alb. Că o fi mamă, că nu o fi, nu mă interesează asta foarte mult. Altceva simt. Că poate unii lucrați în domeniul sănătății sau, repet, aveți aceste calități de vindecători și trebuie să le redescoperiți. Nu toată lumea, evident. Nu pentru toți citesc acum. Orice supărare o fi fost, renașteți în această supărare cu credință, cu încredere că destinul vă va arăta calea și cu încredere că se va face justiție într-un conflict mental cu cineva. Cu fi semn de aer, cu ori fi niște probleme în tribunal. Se va face dreptate mai devreme sau mai târziu. Haideți să vedem ce alte cărți apar. Și cum se leagă cele două energii de etalarea propriu-zisă. Fecioară. Ia, am văzut și diavolul și îndrăgostiții. Două cărți foarte asemănătoare și foarte deosebite. Relații karmice sau relații darmice. Aici este. Asul de monede. Un dar de bani pentru unii. Poate aveți acum cu COVID-ul primit un ajutor financiar unii, nu toată lumea. Sau începeți un proiect, începeți un nou job, pentru că unii trebuie să se restructureze financiar. Da, manifestați ceva nou. Vreți să manifestați ceva nou. Este minunat. Da. Ați fost mințiți de cineva. Ați fost mințiți. Dar aici iau-te fecioara. Fecioara încearcă să înțeleagă o legătură între două suflete. O legătură profundă. Dar în care ați fost mințiți și v-ați făcut multe griji. Manifestați acest as de monede. O nouă relație sau un nou stadiu al relației voastre. Ceva nou, ceva durabil, stabil. Fecioară, ia să vedem. 7 de bute în trecut. 2 de monede. Lumea. În prezent, ce aveți? Regina de monede, frumos. Iar a apărut conflictul. Interesant, chiar central. Și 8 de bute. Puterea
Ia uite, interesant. Băi, deci nu se poate. Vedeți cum seamănă leul și fecioara. Nu neapărat că aici este fecioara, este mama. Este mama divină care încearcă să calmeze ego-ul uman. Fantastic. M-au venit amândouă. Ia, marele preot. Da, e frumos că după aceea urmează și 6 de cupeși. Ok, la capătul setului de cărți aveți 9 de monede și 9, 9 de bâte și 9 de monede. Învățați să blocați pe cei care vă afectează independența. Și independența, să știți că trebuie să o avem și în cuplu. În cuplu fuzionăm, ne completăm, dar trebuie să rămânem în esența noastră. Cei care vor să învețe lecția adevărată a relațiilor. În perioada sau în această perioadă în care apare, pentru mine acesta este un blocaj. 9 de bâte îl văd adesea ca pe un blocaj. Și cu tot ce s-a întâmplat în ultimul an și urmează să se întâmple, simt că ține această carte de restricțiile pe care le-am trăit majoritatea. Însă restricțiile acestea au venit cu o lecție, 9 și 9. Amândouă reprezintă semnul lui Jupiter, da? Călătoria spirituală. Călătorie și aici. Am zis că s-a produs, am vorbit de 8 de cupe, a revenit. Intuiția totuși a fost confirmată sau cartea confirmă intuiția care s-a manifestat mai devreme. Ați încercat să vă detașați, să vă transformați emoțional de o relație cu cineva foarte aventuros, un cavaler. Cu un cavaler sau, eu știu, cineva, nu neapărat bărbat, da? Un personaj extravagant, plin de pasiune, plin de pasiune și care v-a atras și sentimental și emoțional. Cândva ați fost fericiți. Însă, a trebuit să vă detașați de această situație, ori din cauza restricțiilor, unii dintre voi. Da. Nu ați mai putut manifesta această poveste care cândva a fost frumoasă. Iată, soarele, asul de spade, doi cavaleri, amândoi impetuoși, plini de poezie și de pasiune și totuși apare acest 8 de cupe. Detașare emoțională, călătoria în singurătate pentru autocunoaștere, către 9, către 9 de cupe, către, de fapt, nu apare 9 de cupe, apare 9 de monede și 9 de bâte. Eu simt că a fost o separare, o tăcere eventual necesară ca să vă cunoașteți pe voi. Pentru că da, putem să ne bucurăm de relații, dar această bucurie va fi temporară atât timp cât nu ne înțelegem pe noi. Întotdeauna așteptăm, nu întotdeauna, la un anumit nivel de evoluție vom aștepta ca fericirea să ne fie adusă de celălalt și nu să o găsim în noi. Hai să mai vedem ce mai simt. În trecut aveți 7 de bâte, 2 oi de monede și lumea. Pentru unii dintre voi a fost o relație la distanță cu cineva. Asta pentru că văd lumea. O relație peste hotare și a trebuit să alegeți între, eventual între două personaje, între un semn de foc destul de bătăios. Și un personaj la distanță pe care i-ați văzut într-un mod aproape ideal, așa simt acum. A trebuit să alegeți. Pe de altă parte, altă versiune sau altă ce s-a manifestat pentru alt grup de fecioare, Soare, Lună, Venus. Ascendent și ce o să mai avea. În trecut a trebuit să jonglați între două situații, o să clarific totuși, între două situații. Că pot să fie job și familie, să fie două joburi și a trebuit să vă luptați foarte mult pentru a vă echilibra financiar. Unii dintre voi ați plecat peste hotare ca să vă echilibrați financiar. Și v-ați bătut. V-ați zbătut foarte mult.
pentru acest echilibru. Însă, interesant, echilibrul ăsta v-a adus conflicte. Jongleria asta financiară, sau bine, necesară la un moment dat, nu judecăm pe nimeni, v-a adus conflicte și suferință. Așa văd pe vertical. Dar continui citirea pe orizontal. În prezent aveți regina de monede. Cinci de spade și 8 de băte. Iar vreți să călătoriți. Vreți să călătoriți către locuri care vă aduc un echilibru spiritual și vă vindecă. Pentru mine, regina de monede reprezintă soția sau mama, care apare și aici. Interesant, da? 8 de băte, iar poate să fie o conversație cu cineva pe internet, la distanță, pasională, sau distanță mai mare sau mai mică, nu asta e important. E o comunicare în pasiune, e o chestie care ține de erotie, să săgețile lui Eros. Semn de foc care apare și aici. Nu e musai să fie semn de foc. E o persoană care vă instigă într-un fel sau altul. Sau vă pune jar pe sufletul vostru. Da? Vă face să simțiți pasiunea. Nu este obligatoriu să fie semn de foc. Să se manifeste așa în fața voastră. Între cele două cărți apare acest 5 de spade. Posibil să fie un semn de aer cu care aveți conflicte, posibil să fie cineva gelos că voi încercați să vă refaceți, să începeți să vă echilibrați financiar și să vă refaceți viața sentimentală. Dacă nu este semn de aer pentru unii, apare acest conflict între cele două personaje, între mama copiilor, soția și cealaltă femeie cu care mai comunicați. Apare acest conflict. Că sunt trei persoane. Este un joc al ego-ului și un joc de cuvinte fantastic. Care aduce suferință. Trebuie încheiat. Pentru că nu se poate să intrăm în 2021 cu aceste energii. Și bănuiesc că știți că vin vremuri grele și nu le putem trece decât în echilibru, în minte și corp, vindecați. Altfel nu facem față la provocările care vin. Și aș mai vrea să adaug ceva. Poate că o să fac o înregistrare specială doar pentru acest mesaj. Dacă la provocările care vin, la alegerile atât de importante, la care va trebui să facem față, dacă noi nu suntem vindecați și nu învățăm să selectăm relațiile karmice de relațiile dharmice, adică, dacă nu putem să facem alegerile la nivel personal, cum vom putea face? Cum vom putea alege? În anul care vine, când noi la nivel personal nu ne-am făcut treaba, da? Vor fi niște alegeri foarte importante, care țin de autonomia noastră, de relația noastră cu spiritualitatea, cu integritatea corporală și mentală, minte și corp, da? Cum vom putea face aceste alegeri dacă noi în viața personală n-am învățat să ne detașăm de relațiile karmice ca să manifestăm destinul, steaua pe care am văzut-o și să manifestăm vindecarea? Cum? În viitor apare puterea, 10 de spade și marele preot. Iar această luptă pentru putere, căreia trebuie să-i puneți capăt pentru că v-a adus multă suferință. Da, e Fecioara și Leu. Nu este obligatoriu să fie cuplu între Fecioară și Leu. Nu este un personaj care este mai evoluat și un personaj care lucrează din zona sa instinctuală. Acum, pe mine nu mă interesează foarte mult unde sunteți. Ideea este că această suferință, această luptă, trebuie încheiată. Trebuie încheiată pentru că vin alte lucruri mult mai importante, marele preot. Trebuie să vă concentrați pe spiritualitatea voastră, pe creșterea, am zis, autonomia voastră mentală și corporală. Pe legătura voastră cu divinitatea.
Din acest motiv apare acest 10 de spade. În momentul, pentru că următoarele cărți sunt foarte frumoase, în momentul în care încheiați acest ciclu și vă orientați către creșterea voastră spirituală și ce am zis mai devreme, autonomie, integritate, curățenie, eventual începe să cunoașteți regulile după care ar trebui să vă coordonați viața, atunci puteți să manifestați o relație, o nouă relație sau un nou stadiu în relația voastră, dar bazată pe emoții, pe vindecare, pe sensibilitate. Poate să fie un suflet darmic dintr-o altă viață, un suflet pereche care vă înțelege. Da. Cu care puteți manifesta ceva nou, o prietenie sau pur și simplu ceva stabil, pentru că vin vremuri grele. Haideți să mai vedem ce alte mesaje mai simt. În trecut 7 de bâte, regina de monede și puterea. Aici, da, puteți să fiți voi, fecioara, să zic semn de pământ și un semn de foc, cu care aveți tot timpul conflicte. Conflicte. Este o luptă pentru putere. Este o luptă pentru putere. Da, aș fi spus că există compasiune, dar cu 5 de spade și 10 de spade, clar este luptă pentru putere. Este central acest ego al cuiva. V-ați găsit puterea în toată această luptă, dar să nu vă obosiți pentru lupta cea mare care vine anul acesta. Să nu vă obosiți, să nu vă epuizați în lupte personale. De-aia am zis că ar trebui să fac o prezentare specială pentru mesajele pe care le mai transmit. Sper că înțelegeți. Trăim niște vremuri intense, o luptă spirituală între întuneric și lumină. Un război, de fapt, vreau să zic. Un război spiritual se manifestă de ani de zile și anul acesta și anul viitor va fi mai intens ca oricând. De-aia am zis, nu vă epuizați în lupte personale. Învățați să alegeți, să luptați pentru stabilitatea voastră, pentru transformarea voastră spirituală, ca să faceți față acestui război în care deja suntem. Da? Uneori trebuie să renunțăm la acest tron confortabil, pe patru, e casa patra a stabilității, pentru a manifesta o variantă mai combativă, regina de foc, pe lângă acele calități de seducătoare, persoană magică, plină de pasiune, creativă, da? Este și o persoană care luptă pentru ea, da? Și această energie face parte și din energia feminină divină. Energia feminină divină nu înseamnă doar pasivitate. Înseamnă să fiți în echilibru, minte și corp, da? Masculin și feminin, da? Înțelegeți. Înțelegeți. În prezent aveți 2 de monede, 5 de spade și 10 de spade. Cineva v-a jonglat, să zic, s-a bucurat de voi și de altcineva în trecut. Și acum tot încearcă să vă mai tulbure viața, eventual cu argumente. Iar argumentele astea vă aduc suferință. Încheiați aceste discuții. Încheiați discuțiile și concentrați-vă pe renașterea voastră. Renașterea. Asta că am văzut judecata, da? Concentrați-vă pe renașterea voastră. Faceți meditații, dragii mei, curățați-vă energetic. Găsiți acele opțiuni. 7 de cupe, acum îl văd... Capacitatea de a visa, regăsiți-vă capacitatea de a visa după ce ați trecut prin suferințe. Ia uite, 10 de aer, 10 de aer. Ați trecut prin multe suferințe. Învățați să visați și să vă vindecați printr-o energie creativă. Alt mesaj vine, da, printr-o energie creativă. Și uite așa, vă vindecați și vă găsiți echilibru mental și fizic. Faceți lucruri, creați ceva. Pentru că regina de monede creează, este un manifestor. Am mai zis, de pe orice pune mâna, face și bani, dar nu banii sunt atât de importanți, cât faptul că poate să transforme lucrurile și să creeze ceva frumos.
În viitor aveți lumea, 8 de bâte și marele preot. Încheiați acest capitol despre care am vorbit, încheiați această suferință, acest joc, încheiați acest joc, este un joc, o luptă a egourilor. Luptă, ego, încheiere de capitol, da? Lumea, pe diagonal. La fel, luptă, ego, marele preot. Învățați lecția, lumea și marele preot, amândouă vorbesc despre o lecție care trebuie asumată și încheiată. Gata, ca să puteți să mergeți mai departe, următorul pas, 8 spre 9, spre evoluție. În viitor vă doriți o călătorie, clar, către familia voastră, către ce vă oferă stabilitate, către creșterea voastră spirituală, către un profesor spiritual. În viitor apar cărți frumoase. Și va fi un nou început la un moment dat, prin ianuarie, cine știe când, februarie, asul de monede, da? Și doi de, le-am pus în continuare, doi de cupe. Va fi un moment frumos de întâlnire cu un suflet drag, cu o persoană care vă alină într-un fel sau altul. Da. Sunt două energii, fiecare are calități și defecte. Încercați să luați calitățile din fiecare, să manifestați ce este mai bun, pentru că, repet, nu ne putem pierde energia, puterea în jocuri mentale, în suferință, în jonglerii financiare. Pentru că nu asta este atât de important. Da, îți spune cum am nevoie de stabilitate. Da, dar stabilitatea nu o găsim în bani. Că poate unii mai faceți compromisuri pentru bani, joburi, chestii de parte de casă. Nu asta e important. Echilibrați-vă. Aici găsiți echilibru. În marele preot. Nu musai în biserică. Pentru unii poate să fie în biserică. Dar, repet, în verticalitatea voastră, în creșterea voastră spirituală. Din punct de vedere intim, a apărut împărăteasa a doua oară, 5 de spade, nu, de bâte, 5 de bâte și asul de cupe, urmat de 2 de monede a doua oară. Iar sunteți în postura în care trebuie să alegeți între două personaje. E un personaj care vă atrage, care se uită către destinul său, dar am senzația că nu vă vede. Însă, trebuie să alegeți între o nouă dragoste și una mai veche. În acest context, cu acest 5 de bâte, împărăteasa, iar mama împărăteasa, poate să fie mama copiilor voștri. Și aici aveți o nouă poveste de dragoste. Trebuie să alegeți. Pentru că există această energie, iar semn de foc pentru unii, cineva este gelos. Mai am o altă variantă. Cineva este gelos pentru că v-ați găsit dragostea. Vă vede, vă simte, sau pur și simplu vede cu ochii minții că voi vă iubiți sau puteți să vă iubiți cu altcineva și nu cu ei. Și nebuneți de gelozie. Această împărăteasă poate să reprezinte chiar o nouă dragoste. Care s-a manifestat, se manifestă pentru unii, pentru alții. Pentru că aveți, iaute, 9 de cupe, înțelegere emoțională din partea cuiva. În această nouă dragoste voi puteți să creșteți și spiritual, și sexual, și să aveți și înțelegere emoțională, da? Iaute, multă, multă pasiune și trezire. Dar iar apare 5 de spade, iar apar conflictele, cărora trebuie să le puneți capăt. Ia uite, și moartea. Trebuie să le puneți capăt. Astea au sărit în timp ce am amestecat cărțile. Hai totuși să vedem. Feciorele. Feciorele. Soare, lună, Venus, ascendent, un ordin fecioară. Decembrie 2020.
M-am oprit un pic pentru că mai mă uit la cărți. Mai simt încă un mesaj pentru unii. Regina de monede, nu știu dacă am spus mai devreme, dacă mă repet, asta e. Vă poate reprezenta și pe voi. Echilibrați financiar după ce ați luptat, ați încercat să aveți două joburi, două situații, da, v-ați chinuit. Ați încheiat acest capitol al strădanilor financiare și ați regăsit un soi de stabilitate financiară, da? Materială. Ați putea să fiți voi aici. Dacă voi vă simțiți în această postură, există cineva care vă invidiază. Aveți în preajmă un personaj care vă invidiază și care vă bârfește. Mergeți mai departe, mergeți mai departe, lăsați-i. Mergeți mai departe pentru că aveți multe lucruri de învățat, de lăsat în urmă, iar 5 de spade, ca să vă recăpătați puterea și creșterea. Ia uite, da? Puterea și creșterea spirituală. Lăsați-i în spate, lăsați-i să vorbească. Da, voi sunteți cu spatele la ei, dar am simțit nevoia să vă atrag atenție. Lăsați-i să se ducă. Pentru că ceea ce ei spun vor manifesta în viața personală. Nu e treaba voastră să vă certați cu ei sau să le răspundeți, nu. Nu reacționați la provocări. Vedeți-vă de drumul vostru. Feciorele, fecioare, soare, luna, venus, ascendent. Wow, ce frumos! Unde a sărit? Probabil că a sărit departe. Asul de cupe. Ce frumos! Asul de cupe a vrut să se arate. Probabil că trebuie să călătoriți. A sărit foarte. Foarte departe de masa în care fac eu etalările. Asul de cupe. O dată, de două ori, de trei ori, ia, picioare. Interesant, a vrut să se arate, da, clar, aveți posibilitatea și cu, da, și cu șase de cupe și cu asul de monede să vă bucurați de o dragoste adevărată. Ce avem aici? Valetul de bâte, șapte de bâte. 7 și cu 1, 8, da? 8 apare și în etalarea generală. Și asul de cupe. Este un personaj care vă instigă, vă atrage. Clar, dacă sunteți bărbați, dar nu este o atracție fizică, doar fizică, este și o atracție emoțională. Vă înțelegeți emoțiile, da? Cu 6 de cupe și cu asul de cupe vă înțelegeți sufletele. Am zis că e un personaj care acum nu vă vede. Am zis mai devreme, un personaj care se uită către o stea. Are deja aici, are steaua în frunte. Veți simți în momentul în care îi veți îmbrățișa că acest personaj este predestinat. Veți simți în suflet, nu în corp, că nu este doar atracție fizică. Este mai mult, este o mare dragoste pe care trebuie să o trăiți. Dar pentru asta trebuie să vă luptați, șapte de bâte, trebuie să vă luptați clar pentru acest personaj. Și, interesant, de ce simt eu acum că această întâlnire va fi undeva în noapte, în secret? Nu știu, rămâne de văzut. Poate că vor fi restricții, poate că va trebui să vă feriți de cineva. Evident, nu e valabil pentru toată lumea, nu vă luați la bătaie unul cu celălalt, etalarea este pentru unii. Dacă sunteți bărbați, vă place foarte mult părul acestei doamne. E fascinant și are ceva magic părul acestei personaj la care vă gândiți. Are memorie, interesant. Ce simt. Simt că în momentul în care îi veți atinge, dacă îi veți mângâia pe păr, vă veți aminti anumite lucruri din trecut, dintr-o relație, dintr-o altă viață. Oricum, această nouă poveste vine cu ceva efort. Trebuie să comunicați, să vă comunicați stările, emoțiile și trebuie să luptați, să și convingeți. Pentru că marile iubiri nu apar așa din degete, doar pocnit din degete. Trebuie să luptați.
Și apare luptătorul și aici. Apare. La capătul setului de cărți aveți. Aveți o altă relație 4 în care a fost, nu s-a comunicat corect. Oarecum nesatisfăcătoare. Cineva a vrut să-și impună un anumit stil sau nu a fost suficient de deschis. N-a fost suficient de deschis la capătul setului de cărți. Din acest motiv, lăsați 4, treceți către 5, către alte numere, ca să puteți manifesta acest as de cupe. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut. Da, am vorbit un pic mai rar, uneori vorbesc mai repede, alteori mai rar. Încep să simt suferința prin care am trecut cu toții, nu doar voi, și importanța, urgența de a ne vindeca de energiile karmice, de relațiile karmice, ca să putem manifesta renaștere, nouă dragoste, creștere spirituală, încep să resimt. Cam atât, dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa!